După luni întregi de criză politică, proteste masive și instabilitate, Catalonia are un nou lider. Parlamentul local a ales luni seara pe Kim Tora, un separatist ferm, drept lider, decizie ce a pus capăt astfel unei perioade în care regiunea s-a aflat sub conducerea directă a Madridului, scrie Reuters. Avocat și publicist, Tora a fost investit la limite cu 66 de voturi pro, 65 împotrivă și 4 abțineri. Acesta a promis că va lucra pentru a ajunge la o republică catalană și l-a numit pe Puc de Monca fiind liderul legitim al regiunii, reținut la Berlin, unde așteaptă o decizie cu privire la posibila sa extradare în Spania. Stânga Republicană și Mișcarea împreună pentru Catalonia își vor împărți portofoliile în noul guvern catalan. Precizăm că după preluarea conducerii regiunii de către executivul de la Madrid, 25 de separatiști au fost acuzați de rebeliune, șapte dintre ei aflându-se în exil.